Nava școală Mircea se întoarce acasă. Ea va acosta luni la ora 17 în portul militar Constanța, cu o zi înainte ca velierul să împlinească 83 de ani de la intrarea în serviciul forțelor navale române. Nava încheie astfel primul marș internațional de instrucție de anul acesta. Nava școală Mircea a plecat în data de 24 martie, cu 92 de elevi din anul 1 de la școala militară de maștri militare a forțelor navale la bord. Pe parcursul celor 54 de zile de marș, Nava școală Mircea a efectuat escale în porturile sud din Grecia, Sete din Franța, Castellon din Spania, Napoli din Italia și Istanbul din Turcia. De asemenea, Nava a participat la Festivalul Maritim Internațional Escala de la Sete din Franța și la Festivalul Maritim Internațional Escala Castello, organizat de Municipalitatea Orașului Castellon din Franța.